Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să vin cu a treia parte și partea finală din cum se instalează GTA Trilogy. Deci, nu v-am explicat treaba pe Discord. Poate unii că sunteți mai noi cu Discord-ul. Am pus ca setare la Discord, am scos aia cu numărul de telefon, că poate unii aveți mai multe conturi și nu aveți cum să vă verificați cu numărul de telefon. V-am lăsat să fiți membri de 10 minute cel puțin pe server ca să puteți să înscrieți. Dacă mă mai trezesc cu dăștia care aveți pisurile virusate și mai dați link-uri cu everyone, oricum everyone nu anunță pe nimeni dacă îl dați voi. Dar m-am trezit cu câțiva care au luat virus și au dat tot așa free nitro, nu știu ce. Nu știu ce e neregulă cu voi, cum de lumea primește porcăria asta. Dar în fine, vă anunț și aici, hai să pun frumos un everyone. Eu pot să pun că sunt patronul pe propriul meu server și un așa pac. Ideea stă în următor. Aveți linkul în descriere de la primul tutorial și la al doilea. Și aici aveți linkul în descriere de la serverul meu de Discord. Aveți linkurile ca să puteți intra pe server. Și aveți aici GTA Trilogy Free și aveți aici niște torente. Pac, pac, pac. Și v-am mai făcut aici un room unde discutați și voi despre joc. Are un bug, bla, 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 bla. Bun. Poate mai vorbiți că vreți și alte jocuri și v-am mai făcut rumuri de wrestling, de fotbal și de pasionați auto ca să puteți socializa și acolo pe diferite subiecte. Că, practic, Discord-ul pe lângă social media are loc și ca forum. Deci intrați aici, dați click și vă instalați jocul. Pașii de instalare îi aveți din episoadele anterioare, le aveți pe canal. Acum problema stă în felul următor. Când intrați pe Discord, vă apare chestia asta și trebuie să apăsați pe această bifă. Dacă nu apăsați pe această bifă, nu vă vor apărea rumurile. Bifa asta este împotriva boților. Când mă mai trezeam cu raiduri, cu oameni care veneau cu boți și spamau poze cu Mia Khalifa în acțiune. Mai aveam retardați din ăștia. Așa măcar, ca să fiu sigur că nu ești bot, apeși pe bifă și aia e. Unul la mână și doi la mână am văzut că pe TikTok mi-a dat careva un videoclip, că e unul care zice: aveți grijă, luați-vă de abia peste 2 săptămâni GTA Trilogy pentru că are malware. Are kilogere. Băi, eu mai piratez jocuri care tot așa, cum să spun, de exemplu am WW2K19. Pe ăla l-am descărcat încă de dinainte să apară. De fapt, apăruse versiune de pre-order la el, dar eu n-am știut că pot găsi versiune de pre-order. Și am descărcat cam în ziua lansării. Am descărcat jocul de pe Filelist și nici în ziua de azi n-am avut niciun bug de acolo. Nu știu dacă a apărut GTA Trilogy-ul pe Filelist, dar hai să vă învăț câte ceva. Să vă învețe nenea Ovidiu vreo două șmecherii, că na, nu degeaba sunt pirat de atâta timp. Hai să vă învăț cum puteți să vă dați seama dacă un site este fake sau nu, ca să vă arăt cum puteți să evitați virusii. Cu toții știm, dacă, mă rog, cei care folosiți diferite site-uri de piratare, site-uri, aveți folosiți Filelist sau The Pirate Bay, ați văzut că unele jocuri au denumirea RIP, Codex, Skydraw, GOG, mai multe denumiri. Eu, ca să găsesc GTA Trilogy, am scris pe Google GTA Trilogy. Acum imaginați-vă că suntem săptămâna trecută înainte să apară, că am zis că poate prin versiunea de pre-order sau ceva. Și era un site mai precis. Acest site arăta diferit. Eu mi-am dat seama din prima că, uite, site-ul ăsta era vrăjeal. În primul rând, ăsta era singurul care avea GTA Trilogy, nu mai era pe nicăieri. Și pe aici era cu vreo două zile înainte să apară. În primul rând, pozele nu erau astea, erau cu jocul original. În al doilea rând, comentariile sunt comentarii de-astea, făcute de boți, niște comentarii foarte simple, dar cel mai simplu mod în care mi-am dat seama, uite, cum de acest Skydraw Codex este fake sau nu este ceva bun, poza de pe fundal este foarte pixelată. Mai găsisem un site tot așa Skydraw și este ăsta. În primul rând, poza de pe fundal e făcută cum trebuie, comentarii sunt 184 și sunt comentarii, cum să spun, care chiar sunt cu argumente, nu așa de la niște boți. Că erau oameni care se văitau aici de Rockstar, au zis că Rockstar le-au dat screwed up și așa mai departe. Aici sunt doar câteva comentarii și atâta. Aici nu era jocul. A apărut atunci, în a doua zi, crack-ul. Nu, aici a apăruse fără crack, dar după a apărut și crack-ul aici. E mult de scrollat că sunt toate fișierele astea. În fine, un alt mod în care îți dai seama că site-ul ăsta e pe bune e că uneori îți mai bagă cât o reclamă de aia cu pariuri sportive românești. Uneori când mai scrollam mai apărea o reclamă cu Adimutu. Ăsta nu ți-apare nicio reclamă, că presupun că dacă descărcam de aici, dădeam clip pe unul dintre ăștia, uite, de aici poate chiar luam un virus sau ceva.
Dar de pe ăsta n-am luat. Majoritatea au luat de aici și toți cei care și-au descărcat jocurile, jocul, fie de aici, fie din altă parte, mi-au spus și pe Discord și în comentarii că nu sunt virus, că n-au pățit niciun virus, nicio treabă cu virusul. Un singur virus a găsit unul și era fix sanandreas.exe. Și a explicat cineva foarte corect. Nu mai stau să caut acum comentariile sau stai, hai că vi le arăt acum. Stați așa, hai să intru pe un videoclip acolo, că la unul dintre episoade, nu mai știu la care dintre tutoriale, a dat careva o explicație foarte bună, nici eu n-aș fi putut explica mai bine. Deci, ori la clipul ăsta, ori la clipul ăsta, știu că am comentariul fixat. Vreau să vă și mulțumesc pentru vizionări, nu aici, nu aici, înseamnă că la Tot ăsta, legat. la ce aici, uite, a zis pe aici. Crack egal encrypt code. E normal să detecteze acele coduri. Că practic le face să funcționeze fără varianta paid, adică fără varianta să plătești. Ocolește protecția, pe scurt. De asta ți leacă virus. Uite, a mai dat băiatul ăsta aici un comentariu foarte bun, Denis. L-am și fixat. Deci băieții ăștia doi au dat comentarii geniale. Întâi l-am fixat pe al ăsta, dar comentariul ăsta a fost mult mai lung și mi s-a părut mult mai argumentat. Dar ambii băieți au dat comentarii super bune. Uite, zice și băiatul ăsta. Cam mic rezumat al clipului. 1. Jocul cum l-a dat Ovidiu pe Discord de practic ca varianta aia de Samp. De Sampiști când îți vine jocul direct instalat. Da, cine joacă Samp știe mai bine de descarci. Probabil că se referă cum îți descarci Samp-ul direct cu modul și cu tot probabil. Adică nu are setup. Stai mă, se referă la cum îți iei San Andreasul și instalezi după Samp-ul. Ok. Cred că la asta se referă. Nu mai țin minte. Eu când mi-am luat Samp-ul, nu știu că am descărcat Samp și am descărcat de acolo. În fine, probabil că e o variantă să-ți descarci San Andreasul cu tot cu Samp. Nu sunt mai jucător de Samp eu. Adică nu are setup și știi sigur că nu are ce să fie în neregulă. 2. Crack-ul este practic un encrypt, exact ce zicea și băiatul ăsta de aici. Encrypt code, care îl ia ca virus deoarece deschide unele lucruri fără permisiunea face. La fel ca programele de activare al Windows-ului. Cum de există Windows Loader și alte programele ca să-ți activezi Windows-ul chiar dacă l-ai piratat. Cine a avut Windows 7 știe că trebuia să cauți pe Google Windows Loader ca să ți-l activeze. 3. Dacă nu vă merge tastatura, nu intrați pe iconița jocului, intrați pe launcherul de la Crack. Exact. Deci, varianta pe care v-am dat-o eu, mi se pare că este fix cea de aici. Stai că uite, zice aici P2P. P2P era fix cum l-am descărcat și eu de la ăsta. Pe care l-am. Da, ăsta e cu torrentul. Că torrentul pe care v-l-am lăsat e de aici. Și n-are nicio treabă cu virusii. Ăsta, în schimb, e suspect. V-am spus, a apărut de dinainte. Erau screenshot-urile astea. Și erau comentariile alea de la boți, dar aici erau și comentarii pe bune. Mult de scrollat, că arată aici toate firele alea și uitați aici câte comentarii vreți. În fine, nu știu cum să vă mai arăt dacă are virus sau nu, vă invit să vă dați o scanare, poate găsiți voi kilogere sau ce mai apare. Nu descărcați de pe site-uri rusești, că rușii sunt maestri pe virus, pe d-astea. Dacă ați avut probleme, vreau să mi le scrieți în secțiunea de comentarii și cred că cam atât ar fi de zis. Deci, cum am spus, era un băiat pe TikTok care a spus că, vedeți, așteptați și voi vreo 2 săptămâni că au virus. Și m-a menționat careva pe acolo, a zis, eu am luat de la Ovidiu, n-are virus, dar ce ai verificat? Bă, eu am luat Keylogger, la mine merge, nu știu ce. Și am zis, hai să dăm cărțile pe față și vreau și pe voi să-mi spuneți. Uite, băiatul ăla a mai zis în clip că e posibil să lase lumea să descarce și apoi bagă Keyloggerele. Eu nu cred că ar face așa un adevărat de ăsta de fură parolele, dezbagă Keylogger sau virus, ca să-ți ia conturile. Că în mod normal, dacă chiar era așa, din prima lua. Așa, din a doua, din a treia zi, nu lăsa vreo 2 săptămâni, că până atunci poate găsea careva. Că nu cred eu că careva, dați în cacofonia care face să piratezi un joc, lasă să-și descarce lumea și bagă un virus de nu-l găsește nici dracu. Asta e, dacă ați avut voi probleme cu virusii, vreau să-mi scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru suportul acordat în acest weekend. Adică am făcut în 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, 500 de abonați. Și eu ca să fac primii 500 de abonați pe YouTube, cred că am stat jumătate de ani. Ca idee cât de mult a contat faptul că a apărut trilogiul. O să continui jocurile. Weekendul ăsta băgăm tare să terminăm Vice City-ul și începem San Andreasul. Și cam atât. Mersi și de follow-uri. Da, cei care ați venit pe Instagram, m-am văzut că a prins
chestia aia de videoclip pe TikTok. Nici nu m-am uitat în comentarii, dar o să mă uit acum, că sigur au comentarii panorama acolo. Și vă mulțumesc și pentru oamenii care ați venit pe Discord, adică, ia să văd, nu vă arăt aici ca să nu vă uitați în setările de la server, dar, practic, în acest weekend au venit pe Discord vreo 2200 de oameni. Nu 2200. Cred că vreo 1500-1600 de oameni noi au venit pe serverul de Discord. Și repet, hai că am chestia asta de mi-apare slash-ul din mouse ca să ascund display capture-ul. Așa. Da, vă tot îmi face. Deci, nu uitați, apăsați pe bifa asta, că dacă nu apăsați pe bifă, nu primiți gradul de tovarăș, gradul de tovarăș care vă permite să vedeți toate celelalte rumuri. Uitați, oamenii aceștia nu au apăsat pe bifă și nu vor vedea niciodată aceste rumuri. Așa că apăsați pe bifă, că mi-ați mai spus unii. Nu știu cât o să vedeți videoclipul ăsta, eu o să postez pe la 4-5 cam așa să-l vedeți. Trebuia să fi menționat asta încă de la primul tutorial. Asta e. Noapte bună tuturor, că e vreo 12:30 când filmez, mă pun și eu la somn și ne vom auzi mâine la un nou live. Practic, astăzi, când vedeți voi clipul, e marți, deci pregătiți-vă de un episod, de un nou live cu Crăciun în noiembrie. Ciao les tuturor!